Salutare tuturor și bine m-am regăsit la un nou episod. Suntem din nou cu Eli pe My Summer Car. Ciao! În acest episod ne vom electrocuta. Eu o să mă culc. Ioi. Astăzi vom vedea dacă vom sări în aer sau nu. De asta am și salvat salvarea. Azi, boys, facem fire la mașină. Așa că luați-vă popcornul și pregătiți-vă să sărim în aer. Să ne curentăm. Eu deja am pus-o-i bateria pe mașină. Bă, what? N-am stâns un șurub la rezervor. Ups. Cât de-a rezervorul în mes, bă? Da, bă, uite, bă, n-aveam stâns un șurub la rezervor. Eu-i dau. Și eu. Hai că-i dau dacă e. M-am uitat să strâng șurubul ăla mic. Hai. Nu mă lăsa. Pornit. Ce frumos merge. A pornit. Nu știu. Mamă, picură ceva din el. Picură? Picură ceva, dar nu știu de unde. De aici? Mamă, n-am strâns baia bine. Oprește motorul. N-am strâns baia bine. Rașe, îmi stă becul roșu aprins, de ce? Pune șocul, dacă stă și cu șoc înseamnă că n-ai mai făcut bine firele, n-ai pus ceva. Cu șocul stă stâns, dar cu fără șoc stă aprins. Atunci ai doar alternatorul. La relanti nu prea stă. Al meu stă la relanti. Cred. Ba nu stă. Nu stă la relanti. Se oprește singură. Mă duc și n-are pic de putere, n-are. Fără. Și pocănește. Pocănește? Mm-hmm. Aha. Ce? Iese apă, da, se încinge motorul. Da. Da, când am turat-o de 2-3 ore la 8000. Mă. A început să iasă, să țâșnească apă. Bine. Apă. Apă. Bă, pare că ar merge ok. Doar pare. Pare. Dar eu pun volan, să dau o tură cu ea, că nu, nu. Bă, dar mie nu merge mașina. Adică merge, dar n-am viteză. Mamă, s-a scurs tot lichidul la frână. Oare? Nașpa. L-ambreaj e full, culmea, și ambreaj, l-ambreaj nu merge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mamă, ce tare e volanul! Ce tare e volanul! Mamă, ce dor îmi era să merg cu Satsuma. Dar am volanul strâmb, dar asta este. Bă, da, deci dacă nu trag șocul, nu trage deloc. Deloc nu trage. Mamă, și se încinge. Se încinge tare? Da. E bai. Adică căștile? Mergeam cu 20, 30, 40 la oră și a trecut apa de 110 grade. Mamă. Dacă pun șocul, mai merge. Deci nu e bine, ceva nu e bine. Deci că nu e bine? A-a. Cred că e dusă pompa de apă. Bă, ce se întâmplă? Nu-mi place. Avem farul, bă. Sună telefonul. Pornim motorul și deja sună telefonul. Uuu, mergem cu lemnele, rareșe. Poate fi pompa de apă perfectă. Mamă, rareșe, n-am reușit decât să scot mașina afară. A, păi de-aia nu merge, mă. Bă, făcui pană și pe roata din dreapta. Bă, ce le faci, mă? Ai. Lasă, bă, că mergem cu lemnele, numai bine mă duc și ăla cu roțile și merge perfect.
Ei, duc și la Chieljul cu tot cu tractorul și merge perfect, hai. Băi, și tu cum vrei să-mi dai o seama ce are mașina? Nu știu, bă. Cazul ăsta, dacă văd că n-am cu cine să mă înțeleg. Uite, bă, message editor să vedem ce se întâmplă. Dacă nu, hai că facem așa, da, bă. Nu deschidem message editorul. Nu-l deschidem. Așa vezi. Hai să vedem, că treaba asta n-ai făcut-o până acum. Păi de-aia zic, bă, să facem ceva nou, nu să facem tot aceeași chestie. Eu oricum am roțele pe pan, deci n-am unde să mă duc cu mașina, trebuie să mă duc cu lemnele și cu Chieljul. O să pun greata cu Chieljul în tractor și o să arunce toate alea pe acolo, vai de capul meu. Ship. Mamă, Rareș, am dat roata jos, a căzut cu tot cu aripă. Ia, Rareș, ce? Bă, ce se întâmplă în jocul ăsta? Plecai cu scuterul și plecai cu tău cu trusa cu scule. Păreri? Am dat capacele jos, roțile bă, jos. Bă, tu cum vibrează? Vibrează? Se balanceze așa singur, dar nu înțeleg de ce. Tremură. Ia uite-o. Cred că s-au bucuit astea pe aici. Că nu-mi explic. Muri asta, mă. Rareșe l-a murit pe ăsta. Îl omorâi, mă. Îl omorâi, mâncața jura ta. Ce înseamnă asta, nu? O să mă aștept, o să mă mănânce pușcăria, mă. Păi, Amy. Bă, scoate un fum alb rău de tot. Și dacă las șocul de tot, se oprește. Opa. Mamă, ce se încinde. Sunt de tare rău de tot. Bă, l-am uitat să-mi iau de mâncare. Înapoi. Gata, bă, am 5.000 de mărci. Veni și luăm meu cu Chieljul. 170! 1200, wow, 6020, o, stăm pe spate.